Un bancomat din sediul unei bănci din capitală a explodat. Incidentul a avut loc în această dimineață în jurul orei 4:20 pe bulevardul Teodor Paladi. Martorii susțin că au auzit o bubuitură puternică și au sunat imediat la 112. În urma exploziei nu au fost înregistrate victime, însă bancomatul a fost distrus complet. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, ambulanță și poliție. Răufăcătorii nu au fost încă identificați. În urma cercetărilor efectuate la fața locului a rezultat că a fost sustrasă suma de peste 350.000 ron, lei și valută. De asemenea, prejudiciul total urmează a fi stabilit după ce unitatea bancară va evalua toate pagubele suferite, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei. Autoritățile urmează să efectueze verificări ca să afle cu exactitate împrejurările în care s-a produs explozia.